primar, doamna secretară, stimați colegi, permiteți să începem ședința pe omis. Proiecte hotărâre, Domnul Preacu, să vă chideți. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2021 al municipiului Măienești. Comisia de urbanism, discuții, întrebări pe tema proiectului. Dacă nu sunt, supun proiectul la vot. Cine este pentru? Voturi împotrivă? Abțineri? Mulțumesc! Comisia Economică, întrebări, discuții pe baza proiectului. Dacă nu sunt, supunem proiectul la vot. Cine este pentru? Împotrivă, se abține cineva? Domnul Botezatu? Nu v-am comentat. Pe cum ați auzit. Da. Și nu se va conecta. A anunțat că Bogdan nu poate. Nu se va conecta online. Comisia juridică. Discuții, întrebări? Dacă nu sunt, supunem proiectul la vot. Cine este pentru? Voturi împotrivă? Abțineri? Mulțumesc. Proiect de hotărâre privind stabilirea impozitelor și taxelor locale la nivelul municipiului Măienești, județul Bacău, pentru anul 2022. Comisia de urbanism, copil, vă rog, domnule primar. Am venit astăzi cu un proiect de hotărâre de indexare, pe de o parte, și de majorare a impozitelor și taxelor locale în municipiul Măienești. Acest lucru se datorează și faptului că în toate domeniile de activitate au crescut costurile. De la 1 ianuarie crește salariul minim pe economie și o dezvoltare a unei localități nu se poate face dacă nu avem și fondurile necesare. Nu, municipiul Măienești se dezvoltă din taxe și impozite locale în mod deosebit. Pe noi ne interesează atragerea de fonduri europene, fonduri guvernamentale și ce rămâne de la funcționare să folosim în investiții. Dar având în vedere că în ultimii 6 ani municipiul Măienești nu a mărit cu niciun procent impozitele și taxe locale, ci doar a indexat an de an, așa cum prevede legea, a indexat aceste taxe și în acest an se indexează aceste taxe cu un procent de 3... 2, așa. Da. Mai venim cu o majorare acestor impozite și taxe cu diferența până la 10%. Eu spun că, făcând un calcul rapid, la un apartament cu 2 camere, dacă astăzi impozitul este 200 de lei, de la 1 ianuarie va fi 220 de lei. Suportabil chiar și pentru cei cu salariu minim, pentru că există o creștere și la salariul minim pe economie. Am făcut o comparație cu celelalte localități urbane din jurul municipiului Măienești și din altă parte. Vă putem pune la dispoziție oricând, dar puteți intra pe site-ul localităților Comănești, Gogna, care sunt orașe și nu municipii, să vedeți că unele taxe sunt mai mari decât în municipiul Măienești. Nu ne interesează ce taxe au ei, dar vreau să dau un exemplu, că atunci când cetățenii mai speculează faptul că suntem municipiu și din cauza acestui lucru sunt taxe și impozite mai mari, iată, putem dovedi cu documente că acest lucru nu se confirmă, ci avem la acest moment taxe și impozite mai mici decât în alte localități urbane, respectiv orașe. De aceea vă rog să susțineți acest proiect dacă vrem o dezvoltare. Știți cu toții că avem proiecte atrase, contracte semnate, depășind 30 de milioane de euro, s-au apucat de câteva lucrări. Acum, mobilitate urbană pe zona cartierului Găzărie, acele proiecte la DAS, la școli, așadar, cred că e necesar să avem susținere financiară, pentru că
2% și lucrări neeligibile înseamnă mult pentru bugetul local, ceea ce nu poate suporta astăzi. Vă mulțumesc. Mulțumesc, domnule primar. Comisia de Urbanism, dacă mai aveți întrebări sau discuții pe tema proiectului. Dacă nu sunt, supun proiectul la vot. Cine este pentru? Votul împotrivă. Abțineri. Mulțumesc. Comisia Economică. Întrebări, discuții pe marginea proiectului? Comisia Economică. Întrebări, discuții pe marginea proiectului? Dacă nu sunt, supunem proiectul la vot. Cine este pentru? Împotrivă. Comisia Juridică. Discuții, întrebări? Dacă nu sunt, supunem proiectul la vot. Cine este pentru? Votul împotrivă. Abțineri? O abținere. O abținere, domnul consilier Martins. Mulțumesc. 7. Proiect de hotărâre pentru modificarea hotărârii Consiliului Local al Municipiului Moinești, numărul 49, din 20 aprilie 2021, privind aprobarea cuantumului și a numărului de resurse acordate elevilor din învățământul preuniversitar de stat pentru anul 2021. Comisia de Urbanism, întrebări, discuții pe tema proiectului. Dacă nu sunt, supun proiectul la vot. Cine este pentru? Votul împotrivă. Abțineri. Mulțumesc. Comisia Economică. Întrebări, discuții pe tema proiectului. Dacă nu sunt, supunem proiectul la vot. Cine este pentru? Împotrivă. Abține cineva? Comisia Juridică. Discuții, întrebări. Dacă nu sunt, supunem proiectul la vot. Cine este pentru? Votul împotrivă. Abțineri. Mulțumesc. 8. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea hotărârii Consiliului Local al Municipiului Moinești, numărul 78, din 24.04.2018, pentru aprobarea proiectului și a cheltuielilor legate de proiectul Reabilitare Termică Imobile Colegiul Tehnic Grigore Cobălcescu Moinești. Comisia de Urbanism, discuții pe tema proiectului. Dacă nu sunt, supun proiectul la vot. Cine este pentru? Votul împotrivă. Abțineri. Mulțumesc. Comisia Economică. Întrebări, discuții pe tema proiectului? Dacă nu sunt, supunem proiectul la vot. Cine este pentru? Împotrivă. Se abține cineva? Mulțumesc. Comisia Juridică. Discuții, întrebări? Dacă nu sunt, supunem proiectul la vot. Cine este pentru? Votul împotrivă. Abținere. O abținere, domnul consilier Marțină. 9. Proiect de hotărâre pentru modificarea hotărârii Consiliului Local al Municipiului Moinești, numărul 55, din 27.03.2018, privind aprobarea documentației tehnico-economice, extinderea rețelei de piste și de biciclete și reamenajarea trotuarelor pe strada Mihai Eminescu, George Corbuc și strada Capitan Zăgănescu din municipiul Moinești și a indicatorilor tehnico-economici. Vreau o mică intervenție, pentru că vedeți că sunt la rând câteva proiecte în care se modifică indicatorii, pentru că vin constructorii cu solicitarea conform ordonanței numărul 15, prin care se majorează prețul la materiale. De aceea este sunt aceste puncte pe ordine de zi și s-ar putea să fie lunar acest lucru. Așa este, doamna Sandu. Nu neapărat, dar nu avem voie să depășim bugetul la momentul acesta. Și o să facem corecție, doamna. Da. Orice solicitare ce... dată în fiecare lună, care sunt prețurile din ofertă. Permite acest lucru ca cel care, constructorul, să solicite beneficiarului majorări de prețuri, majorările care se regăsesc în materialele de construcții conform ordonanței 15. Mulțumesc. Comisia de Urbanism, dacă mai aveți întrebări sau discuții, dacă nu, supun proiectul la vot. Cine este pentru? Votul împotrivă. Abțineri. Mulțumesc. Comisia Economică. Întrebări, discuții pe tema proiectului? Dacă nu sunt, supunem proiectul la vot. Cine este pentru?
Împotrivă? Se abține cineva? Mulțumesc. Comisia juridică, discuții, întrebări? Dacă nu sunt, supunem proiectul la vot. Cine este pentru? Voturi împotrivă? Abțineri? Mulțumesc. 10. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea hotărârii Consiliului Local al Municipiului Moinești, numărul 61 din 12.03.2019, pentru aprobarea proiectului și a cheltuielilor legate de proiectul, extinderea rețea de piste și biciclete și reamenajarea trotuarelor pe strada Mihai Eminescu, George Coșbuc și strada Capitan Zăgănescu din Municipiul Moinești. Comisia de Urbanism, discuții pe tema proiectului. Dacă nu sunt, supun proiectul la vot. Cine este pentru? Votul împotrivă? Abțineri? Mulțumesc. Comisia Economică. Întrebări, discuții pe tema proiectului? Dacă nu sunt, supunem proiectul la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Mulțumesc. Comisia Juridică. Discuții, întrebări? Dacă nu sunt, supunem proiectul la vot. Cine este pentru? Votul împotrivă? Abțineri? Mulțumesc. 11. Proiect de hotărâre pentru modificarea hotărârii Consiliului Local al Municipiului Moinești, numărul 163, din 13.10.2021, privind aprobarea organigramei și a statului de funcție al Spitalului Municipal de Urgență Moinești, județul Bacău. Comisia de Urbanism, vă rog, dacă aveți discuții pe tema proiectului. Dacă nu sunt, supun proiectul la vot. Cine este pentru? Votul împotrivă? Abțineri? Mulțumesc. Comisia Economică. Întrebări, discuții pe tema proiectului. Dacă nu sunt, supunem proiectul la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Mulțumesc. Comisia Juridică. Întrebări, discuții. Dacă nu sunt, supunem proiectul la vot. Cine este pentru? Voturi împotrivă, abțineri, 12. Proiect de hotărâre privind prelungirea prin act adițional până la data de 31.12.2021 a contractului de concesiune numărul 208 din 16.2.17.10.2011 încheiat cu domnul Darie Constantin din municipiul Moinești, strada Tudor Vladimirescu, bloc 6, apartament 2, județul Bacău. Comisia de Urbanism, da, poftim, da, domnule primar. Ia cuvântul. Cum va primi pe toate datele? Bună ziua, doamnă președintă. Aș vrea să vin cu o clarificare, informare, să specialitate vis-a-vis de prevederile legii 44 care completează ordonanța 34, legea 44/2018, pentru punerea în valoare a pajiștilor aflate în domeniul privat al primăriei, este necesar a se încheia contracte de închiriere prin atribuire directă. Ori dumneavoastră vă solicit acum aprobarea unui contract de concesiune. Va rămâne probabil la hotărârea, la latitudinea dumneavoastră, dacă mergem pe un contract de concesiune, dacă mergem pe acest de contract de concesiune care se desfășoară sau căruia îi cerem o prelungire doar până în 31 ianuarie 2021, în condițiile în care decembrie 2021, în condițiile în care deja urmează probabil ca legislația să mai suporte niște modificări, pentru că orice închiriere prin atribuire directă nu se poate face decât prin existența unui amenajament pastoral, care amenajamente pastorale ale pășunilor
nu sunt realizate la această dată în România, din lipsă de fonduri și datorită pandemiei, la nici măcar 50%. Primăria are în derulare și întocmirea ortofotoplanurilor care sunt necesare acestor amenajamente, are în derulare și realizarea amenajamentelor. De altfel, aveți acolo și un punct de vedere al Direcției Agricole, care este responsabilul, pe lângă colegii ai noștri din primărie, pentru executarea acestui amenajament. Concluzionând, amenajamentul stă la baza documentației pentru, pentru închiriere. Fie că facem atribuire directă, concesionare, închiriere, indiferent de situație, nu avem amenajamentul, pentru care deja la această dată, iarăși în acel raport am făcut vorbire, conform ordonanței 225, a fost prorogat termenul de realizare până la data de 1 ianuarie 2022, adică peste două luni. Atunci am venit cu această clarificare, cu această informare, pentru că dumneavoastră să luați parte de ea și să hotărâm dacă rămâne un contract de concesiune sau... Doamna secretar. De fapt, s-a solicitat o prelungire a unui contract de concesiune cu 3 luni. Acest contract ajungea la termen în luna octombrie și datorită faptului că noi, ca și municipiu, nu avem finalizat amenajamentul pastoral, pentru a putea derula procedura de închiriere pentru toți ceilalți solicitanți, am supus atenției Consiliului Local prelungirea cu aceste 3 luni a contractului de concesiune existent, pentru că nu există la acest moment o legislație clară care să precizeze care este data limită până la care putem realiza sau finaliza aceste amenajamente. Toate unitățile administrativ-teritoriale, nu doar municipiul Moinești, este în această situație. Asta am vrut să precizez, pentru că deja suntem în luna noiembrie și mi se pare nefiresc ca pentru o lună, cât mai este până la finalul anului, să derulăm pe final de an o procedură când noi deja nu avem temeiul legal. Mai mult decât atât, va suferi o prelungire, bănuiesc, și legislația, pentru că derogarea sau prorogarea acestui termen este doar la momentul acesta până la 31 ianuarie. Cu siguranță, în cele două luni care au mai rămas până la 31 ianuarie, unitățile administrativ-teritoriale nu vor finaliza aceste amenajamente, pentru că nu țin neapărat de unitățile administrativ-teritoriale, ci de Comisia Mixtă și, în principal, de direcțiile agricole, direcțiile județene agricole. Mulțumesc! Mulțumesc, doamna secretar! Comisia de Urbanism, dacă aveți întrebări pe tema proiectului? Dacă nu sunt, supun proiectul la vot. Cine este pentru? Voturi împotrivă? Abțineri? Mulțumesc! Comisia Economică, întrebări, discuții pe tema proiectului? Dacă nu sunt, supunem proiectul la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Mulțumesc! Comisia Juridică, discuții? Întrebări? Poftiți, doamnă consilier. Da. Deci, din punct de vedere juridic, pășunile pot fi concesionate, cele care aparțin domeniului public. Cele care aparțin domeniului privat aluate nu pot fi decât închiriate de o perioadă de 7 sau 10 ani. Așa prevede legea. Acum, am văzut că cererea domnului Darie este pentru a-i se prelungi contractul de concesiune până în anul 2026. În aceste condiții, noi dacă avem o lege în vigoare care ne obligă să închiriem și nu să concesionăm, nu putem să aprobăm decât dacă încălcăm legea. Eu aș propune să demarăm procedura de închiriere ca să respectăm și legea.
și când va fi finalizată, pentru că acest contract de concesiune s-a încheiat în octombrie. Iar noi încălcăm legea din două puncte de vedere, ca termen și ca mod de atribuire. Legea prevede strict 7 sau 10 ani, nu de la 7 la 10 ani. Deci nu prevede această procedură care ni se propune astăzi. Vă mulțumesc! Într-adevăr, solicitarea domnului Daria a fost transmisă în termenul legal, adică înăuntru termenului contractual. La acel moment, compartimentul de specialitate a făcut solicitare Direcției Agricole pentru un punct de vedere. Direcția Agricolă a transmis punctul de vedere după ce a avut loc ședința Consiliului Local din luna octombrie, astfel încât am supus pe ordinea de zi, în prima ședință ordinară a Consiliului Local, după primirea acestui punct de vedere. Chiar dacă acest contract încetează de drept, așa cum domnul consilier solicită sau își exprimă punctul de vedere, noi tot nu vom putea demara procedura de închiriere, pentru că nu avem amenajamentul silvopastoral finalizat. Domnul Dari, într-adevăr, a cerut până în 2026, însă propunerea prin proiectul de hotărâre a fost până la 31 decembrie 2021, tocmai pentru a vedea care sunt modificările legislative care vor apare, având în vedere termenul de Crăciun anul 2022. Dacă mai sunt și alte intervenții, dacă nu, supunem proiectul la vot cu data de 31 decembrie, până pe 31 decembrie. Cine este pentru? Votul împotrivă? Abțineri? Un vot împotrivă, domnul consilier Martine. 13. Proiect de hotărâre privind aprobarea declarării unui bun imobil teren de uz și de interes local și atestarea apartenenței acestuia la domeniul public al municipiului Moinești, județul Bacău. Comisia de Urbanism, întrebări, discuții pe tema proiectului. Dacă nu sunt, supun proiectul la vot. Cine este pentru? Voturi împotrivă? Abțineri? Mulțumesc! Comisia Economică, întrebări, discuții pe tema proiectului. Dacă nu sunt, supunem proiectul la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Mulțumesc. Comisia Juridică, discuții. Dacă nu sunt, supunem proiectul la vot. Cine este pentru? Votul împotrivă? Mulțumesc. 14. Proiect de hotărâre privind stabilirea mandatului reprezentantului legal al Unității Administrativ-Teritoriale Municipiul Moinești pentru ședința Adunării Generale a Acționarilor la Compania Regională de Apă Bacău S.A. din data de 6 decembrie 2021. Comisia de Urbanism, dacă aveți întrebări, discuții pe tema proiectului. Dacă nu sunt, supun proiectul la vot. Cine este pentru? Votul împotrivă. Abțineri. Mulțumesc. Comisia Economică. Întrebări, discuții pe tema proiectului. Dacă nu sunt, supunem proiectul la vot. Cine este pentru? Împotrivă. Se abține cineva? Mulțumesc. Comisia Juridică. Discuție, întrebări. Dacă nu sunt, supunem proiectul la vot. Cine este pentru? Vă rog, împotrivă, abține. Vă rog să încercați să țineți microfoanele mai aproape. Am înțeles că nu se aude bine. Proiect de hotărâre privind stabilirea ordinii de prioritate în soluționarea cererilor de locuință socială destinată închirierii aflate în domeniul public al municipiului Moinești, județul Bacău. Comisia de Urbanism, întrebări, discuții pe tema proiectului.
Dacă nu sunt, supun proiectul la vot. Cine este pentru? Voturi împotrivă? Abțineri? Mulțumesc. Comisia Economică? Întrebări, discuții pe tema proiectului? Dacă nu sunt, supunem proiectul la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Mulțumesc. Comisia Juridică? Discuții, întrebări? Dacă nu sunt, supunem proiectul la vot. Cine este pentru? Voturi împotrivă? Abține? Mulțumesc. 16. Proiect de hotărâre privind stabilirea ordinii de prioritate în soluționarea cererilor de locuințe destinate închirierii aflate în domeniul public al municipiului Măinești, județul Bacău. Comisia de urbanism, discuții, întrebări pe tema proiectului. Dacă nu sunt, supun proiectul la vot. Cine este pentru? Voturi împotrivă? Abțineri? Mulțumesc. Comisia Economică? Întrebări, discuții pe tema proiectului? Dacă nu sunt, supunem proiectul la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Mulțumesc. Comisia Juridică, discuții, întrebări? Dacă nu sunt, supunem proiectul la vot. Cine este pentru? Voturi împotrivă? Abțineri? Mulțumesc. 17. Proiect de hotărâre privind repartizarea unei locuințe construite prin Agenția Națională pentru Locuințe, situată în municipiul Măinești, județul Bacău. Comisia de urbanism, discuții pe tema proiectului. Dacă nu sunt, supun proiectul la vot. Cine este pentru? Votul împotrivă. Abțineri. Mulțumesc. Comisia Economică. Întrebări, discuții pe tema proiectului. Dacă nu sunt, supunem proiectul la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Mulțumesc. Comisia Juridică, discuții, întrebări? Dacă nu sunt, supunem proiectul la vot. Cine este pentru? Voturi împotrivă? Abțineri? Mulțumesc. 18. Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al municipiului Măinești a locuinței situate în strada Ilenia Grigorescu, blocul de 2, apartamentul 18, județul Bacău. Comisia de urbanism, întrebări, discuții pe tema proiectului. Dacă nu sunt, supun proiectul la vot. Cine este pentru? Voturi împotrivă? Abțineri? Mulțumesc. Comisia Economică, întrebări, discuții pe tema proiectului. Dacă nu sunt, supunem proiectul la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Mulțumesc. Comisia Juridică, discuții. Dacă nu sunt, supunem proiectul la vot. Cine este pentru? Voturi împotrivă? Abțineri? 4 voturi pentru, un vot împotrivă, domnul consilier Martina. 19. Proiect de hotărâre privind stabilirea destinației de locuință de serviciu a unui apartament din imobilul situat în strada Ilenia Grigorescu, bloc de 2, apartament 18, municipiul Moinești. Comisia de urbanism, întrebări, discuții pe tema proiectului. Dacă nu sunt, supun proiectul la vot. Cine este pentru? Votul împotrivă? Abțineri? Mulțumesc. Comisia Economică? Întrebări, discuții pe tema proiectului? Dacă nu sunt, supunem proiectul la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Mulțumesc. Comisia Juridică? Discuții, întrebări? Dacă nu sunt, supunem proiectul la vot. Cine este pentru? Voturi împotrivă? Abțineri? Un vot împotrivă, domnul consilier Martin. 4 pentru. 20. Proiect de hotărâre privind darea în administrarea Direcției de Asistență Socială Moinești a unei locuințe sociale situate în municipiul Moinești, strada Capitan Zăgănescu, numărul 14, județul Bacău. Comisia de urbanism, întrebări, discuții pe tema proiectului. Dacă nu sunt, supun proiectul la vot. Cine este pentru? Voturi împotrivă? Abțineri? Mulțumesc. Comisia Economică? Întrebări, discuții pe tema proiectului?
Dacă nu sunt, supunem proiectul la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Mulțumesc. Comisia juridică, discuții. Dacă nu sunt, supunem proiectul la vot. Cine este pentru? Voturi împotrivă? Abțineri? Deci 4 voturi pentru, un vot împotrivă, domnul consilier Marcinea. 21. Proiect de hotărâre privind atribuirea în folosință gratuită în favoarea SC Delgaz Grid S.A. a unui teren aparținând domeniului privat al municipiului Măinești, județul Bacău. Comisia de urbanism, întrebări, discuții pe tema proiectului. Dacă nu sunt, supun proiectul la vot. Cine este pentru? Voturi împotrivă? Abțineri? Mulțumesc. Comisia economică, întrebări, discuții pe tema proiectului? Dacă nu sunt, supunem proiectul la vot. Cine este pentru? Împotrivă? La mine consemnați că nu participă la vot. Comisia juridică, discuție, întrebări? Dacă nu sunt, supunem proiectul la vot. Cine este pentru? Voturi împotrivă, abține, mulțumesc. 22. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de urbanism, plan urbanistic zonal, construire centru comercial, parcări, racord stradal, amenajare, accese, drumuri de circulație incintă, împrejmuire, piloni publicitare, panouri publicitare incinte și fațade, branșamente utilități, amplasare post-trafo, amenajare provizorie, organizare de șantier, strada atelierilor numărul 144, municipiul Moinești. Comisia de urbanism. Vorba de acea zonă unde se construiește un complex comercial, Kaufland și alte spații. Mulțumesc mult, domnule primar. Comisia de urbanism, dacă aveți întrebări, discuții pe tema proiectului. Dacă nu sunt, supun proiectul la vot. Cine este pentru? Votul împotrivă? Abțineri? Mulțumesc. Comisia economică, întrebări, discuții pe tema proiectului? Dacă nu sunt, supunem proiectul la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Mulțumesc. Comisia juridică, discuții, întrebări? Dacă nu sunt, supunem proiectul la vot. Cine este pentru? Voturi împotrivă? Abțineri? O abținere, domnul consilier Marginea. 23. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului de schemă al municipiului Moinești, județul Bacău. Comisia de urbanism, întrebări, discuții pe tema proiectului. Dacă nu sunt, supun proiectul la vot. Cine este pentru? Voturi împotrivă, abțineri, mulțumesc. Comisia economică, întrebări, discuții pe tema proiectului. Dacă nu sunt, supunem proiectul la vot. Cine este pentru? Împotrivă. Se abține cineva? Mulțumesc. Comisia juridică, discuții, întrebări. Dacă nu sunt, supunem proiectul la vot. Cine este pentru? Voturi împotrivă. Abțineri. Mulțumesc. 24. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local al Municipiului Moinești în comisiile de concurs și a celor de soluționare a contestațiilor la concursurile, examenele pentru ocuparea funcțiilor de director medical, director financiar contabil și director de îngrijiri din cadrul Spitalului Municipal de Urgență Moinești, județul Bacău. Șefii de grup, vă rog să faceți propunerea. Vă rog să nu apăsați concomitent. Deci când devine cineva de vorbit, de după aceea cel la pasă apese. De asta nu funcționa. Din partea grupului PNL fac următoarele propuneri pentru comisia. Domnii Breahnă Neculai, Gio Cornel, iar membrii Suplean, Spurcar Ionel și Catrin Isorin. Mulțumesc. Grupul PMP nu are.
Deci, vă rog. Da. Comisia de urbanism. Vă rog să... Dacă mai vedeți la depunere, dacă nu, supun proiectul la vot. Cine este pentru cu propunerile făcute în cadrul grupului PNR? Cine este pentru? Voturi împotrivă, abținere, mulțumesc. Comisie economică, dacă mai aveți alte propuneri, dacă nu sunt, supunem proiectul la vot cu propunerile deja făcute de grupul PNL. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Mulțumesc. Comisia juridică, discuții, dacă facem propunerile grupului PNL, dacă sunteți de acord cu acestea, sau aveți alte propuneri. Dacă nu s-o spune proiectul la vot, cine este pentru? Mulțumesc. Punctul 20. Da. Punctul 25 este retras de pe ordine. Mulțumesc. Ședința pe comisii a luat sfârșit. Urmează ședința de plen, după o pauză. Da. Dăm cuvântul doamnei secretar. Bună ziua, doamnelor și domnilor consilieri, stimați invitați! În continuarea ședințelor de comisii, deschidem, declarăm deschisă ședința de plen a Consiliului Local al Municipiului Moinești, convocată pentru data de 25 noiembrie. Prin dispoziția numărul 805 din 19.11.2021, în conformitate cu prevederile articolului 133 aliniatul 1 din ordonanța de urgență a Guvernului numărul 57 pe 2019, privind codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, a fost convocată ședința Consiliului Local de astăzi. Vă informez că în sală sunt prezenți un număr de 18 consilieri, ședința fiind legal constituită. Având în vedere prevederile articolului 138 aliniatul 15 din ordonanța de urgență a Guvernului numărul 57 pe 2019 privind codul administrativ, supun la vot procesele verbale ale ședințelor extraordinare și ordinare desfășurate în lunile anterioare. Prin urmare, solicit Consiliul Local aprobarea procesului verbal al ședinței extraordinare din data de 18.10.2021. Cine este pentru? Poate fi pornit, da. Da, domnul Mocanu Iulian nu a votat. Avem pe domnul Marcin care a votat contra, împotrivă și nicio abținere. Ok. Da. Supun la vot aprobarea procesului de val al ședinței extraordinare din data de 25.10.2021. Cine este pentru? Da, declanșăm procedura. Da, votați acum în timpul. Da, avem o abținere. Domnul Margin Gelu. 17 voturi pentru, o abținere, 0 voturi împotrivă. Solicit aprobarea procesului verbal al ședinței ordinare din data de 28.10.2021. Puteți vota? Domnul Marcin Gelu, împotrivă, 17 pentru. Mulțumesc. Solicit aprobarea procesului verbal al ședinței extraordinare din data de 5.11.2021. Vă rog să votați. Optisprezece voturi pentru, nicio abținere, niciun vot împotrivă. Mulțumesc, dau cuvântul domnului președinte de ședință pentru a supune la vot ordinea de zi propusă pentru ședința de astăzi. Da, domnule primar, domnul consilier, domnule viceprimar, înainte de a trece la proiectul ordinii de zi, vă rog să spuneți dacă aveți obiecții, dacă aveți completări asupra ordinii de zi, dacă nu, să o votăm. Da? Putem trece la votarea ordinii de zi.
imediat să declanșeze procedura de vot. Da, imediat acum ca să se introducă în sistem. Da, vă rugăm să votați. optsprezece voturi pentru și putem trece la punctul numărul 5, proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2021 al municipiului Moinești. Raport Comisia Economică. Aviz favorabil cu 6 voturi pentru. Raport Comisia de Urbanism. Aviz favorabil cu 7 voturi. Închide. Da, acum vă rog. Aviz favorabil cu 7 voturi pentru. Raport Comisia Juridică. Aviz favorabil cu 5 voturi pentru. Da, vă rugăm să supunem la vot acest proiect. Dacă sunt discuții, întrebări la acest proiect, deci scuze. Dacă nu, supunem la vot, puteți vota. Intervenție. A, intervenție, da, îmi cer scuze. Da, puteți să puneți microfonul. Mulțumesc, doamne președinte. Trage stația mai aproape așa. Mulțumesc, doamne președinte. Am studiat cu atenție proiectul privind rectificarea bugetului de data de astăzi. În ceea ce privește oportunitatea rectificării bugetului, doamna Pădureanu ne-a prezentat documentele și aș dori să o felicit pentru modul cum înțelege să își îndeplinească atribuțiile pe această linie și să-i mulțumesc pentru faptul că ne-a prezentat și o analiză asupra veniturilor bugetului local la data de 31.10, precum și o previziune pentru 31.12.2021. În ceea ce privește previziunea la gradul de încasare a veniturilor, consider că este deosebit de optimistă. Am purtat o discuție cu doamna Pădureanu, motiv pentru care nu solicit să mai dea explicații astăzi. Avem aici la chirii și concesiuni un grad de încasare de 56,32% prezumat pentru 31 decembrie, dar mi s-a explicat că provine datorită tranzacțiilor cu OMV Petrom și unele sume neîncasate de la anumiți contribuabili, pentru care va prezenta niște documente la proiectul de hotărâri privind execuția bugetului. Ce urmează în perioada imediat următoare. Vă mulțumesc! Vă rog să închideți și dacă mai sunt alte discuții. Dacă nu putem supune la vot proiectul, vă rog să votați. În unanimitate a fost aprobat proiectul de hotărâre. Trecem la punctul numărul 6. Proiect de hotărâre privind stabilirea impozitelor și taxelor locale la nivelul municipiului Moinești, județul Bacău, pentru anul 2022. Raport Comisia Economică. Aviz favorabil cu 6 voturi pentru. Raport Comisia de Urbanism. Aviz favorabil cu 7 voturi pentru. Raport Comisia Juridică. Aviz favorabil cu 4 voturi pentru și abține. Dacă sunt întrebări sau discuții pe marginea acestui subiect, domnul consilier Margin. Mulțumesc, domnule președinte, domnule primar, stimați colegi. Am analizat cu atenție propunerea pentru stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2022. La o scurtă analiză aș putea să fac următoarele remarci. În luna decembrie 2020 au fost înghețate veniturile populației la nivelul lunii decembrie. Într-o țară normală, ar fi trebuit ca atunci când îngheți veniturile, să îngheți și obligații, în speță taxele și impozitele. Impozitele și taxele pentru 2021 au fost indexate cu coeficientul de inflație, iar pentru 2022 avem trei laturi.
Avem odată indexarea cu coeficientul de inflație, mai avem odată cota adițională în baza articolului 489 din legea 277 privind codul fiscal. Dar vă rog să studiem cu atenție că la articolul 494 spune că nu suntem obligați să indexăm. Și autoritatea deliberativă poate aplica o cotă adițională. Am exact, dacă doriți, vă pot da citire exact. Articolul 489 din codul fiscal spune așa. Autoritatea deliberativă a administrației publice locale, la propunerea autorității executive, poate stabili cote adiționale la impozitele și taxele locale în funcție de următoarele criterii economice, sociale, geografice, precum și de necesitățile bugetare locale, cu excepția celor de la articolul 494 alinea 10 litera B. Litera B de la alinea 10 spune că nu avem voie să aplicăm cote adiționale pentru taxele de timbru și taxele judiciare. Avem taxe de timbru? Avem o întrebare, cred că. Da. Să închideți microfonul ca să vă poată răspunde. Vis-a-vis microfonul. Vis-a-vis de taxele de timbru? Mai aproape de microfon. Nu sunt majorate. Ați găsit taxele de timbru? Nu cred. Iar referitor la partea cu indexarea, vă pot citi din articolul 491, alineatul 1, din legea 227, care spune așa. În cazul oricărui impozit sau oricărei taxe locale care constă într-o anumită sumă în lei sau care este stabilită pe baza unei sume în lei, sumele respective se indexează anual de la data de 30 aprilie de către consiliile locale, ținând cont de rata inflației pentru anul anterior comunicat pe site-urile oficiale ale Ministerului Finanțelor și Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, precizând din codul fiscal. Da. Închideți microfonul, așa, ca să poată să vă răspundă domnul consilier. Acum, puteți să vorbiți. Eu vă dau dreptate 100%. Cu indexarea, cu cota de inflație, sunt total de acord. Eu vorbesc de cota adițională. Adițională. Iar noi justificăm că o facem conform articolul 489 din codul fiscal. Dar nu suntem obligați să o facem. La asta mă refeream. Indexarea cu coeficientul de inflație știu că este obligatorie. În afară de cele două aspecte, mai avem o anexă 4 cu mai multe impozite și taxe pentru anul 2022. Eu, sincer, am făcut niște calcule și vreau să vă spun că față de anul 2020, da, când ne referim la veniturile populației care au fost înghețate la luna decembrie 2020, taxele pe 2022 cresc undeva la 5%. Ele cresc undeva în medie de pe la 13%, dacă nu cumva mai mult. Când am calculat, uitați, avem o cotă adițională de 10% pentru clădiri nerezidențiale reevaluate, construite, dobândite în ultimii 5 ani anterior anului de referință. Avem o cotă adițională de 50% pentru clădiri nerezidențiale unde se vând bunuri de consum în sistem autoservire. De exemplu, la terenuri amplasate din Travelan, pe care se află terenuri cu construcții, am calculat aici, cresc în 2022 cu 9,81% impozitul. La terenurile, iarăși cu construcții, terenurile amplasate în extravilan cu 9,59%, iar la terenurile arabile cu 9,07%. Și vine această anexă, unde sunt stabilite pe mediu niște taxe și impozite. Eu aș avea o remarcă la punctul 6, unde
taxa de parcare curentă la persoane juridice care nu dețin locuri de parcare în proprietate sau care fac dovada că dețin un loc de parcare corespunzător și folosesc domeniul public în vederea parcării. Aș vrea să fac un amendament aici, pentru că dacă nu va fi o impunere dublă, trebuie să, aici să adăugăm taxa de parcare curentă pentru persoane juridice la autovehiculele matriculate pe persoana juridică. Că noi mai plătim odată o taxă și un impozit pe persoană fizică. Da, ok. Acum vă rog să dau cuvântul ca să putem răspunde așa în ordinea în care este trecut. Domnul consilierul, să închideți microfonul ca să poată să vi se răspundă. Da. Ok. Așa. Referitor la impozitul pe clădiri, mi-ați spus că ele la persoane juridice... O să vă rog microfonul mai aproape, cel puțin de aici nu se aude, sunt convins că nu nici nu se înregistrează bine. Da. Mă refer la impozitul pe clădiri, nerezidențiale, aflat în proprietatea persoanelor juridice. Nu fizice. Fizice. În cazul persoanelor fizice, pentru că construcțiile nerezidențiale, fiind pe bază de cote procentuale, ele nu au fost supuse indexării. Deci nu este vorba de 13%, este 10%, facem 1,3 limita maximă, mulțim cu 10% și ne dă 1,43. Diferența apare doar în cazul celor cele care sunt cu bunuri de consum și sistem de autoservire. Acolo este într-adevăr 50% ce am propus, dar dincolo nu, este 10%. La fel în cazul impozitului pe teren, unde dumneavoastră ne-a spus că este o cotă de 9%, parcă. Așa de. Ba da, 9 și ceva. Acolo nu este vorba de 9%. Prin hotărârea de Consiliu Local numărul 67 din 2021, privind indexare, s-a fost indexarea 2,63. Noi am făcut diferența până la 10%, respectiv un 7% reprezintă diferența la toate categoriile de impozite care au fost indexate. La cele care sunt în cotă procentuală, ele nu au fost indexate. Diferența, mai există o diferență. În cazul impozitului pe clădiri, persoane fizice, construcții nerezidențiale de locuit, acolo am pus 7%, întrucât pentru calculele intermediare se folosește valoarea impozabilă care a fost supusă indexării. Referitor la cota adițională, într-adevăr, sunt de acord cu dumneavoastră, Consiliul poate aprova o cotă până la 50%, la fel am scris și în raport. Referitor la taxele judiciare și extrajudiciare de timbru, așa cum am prevăzut și în raport, ele sunt exceptate de la indexare sau cota adițională. Ok, da, o să vă rog să stingeți, să închideți microfonul. Domnul primar s-a scris la cuvânt. Da, ori nu m-am explicat eu cum trebuie, ori nu m-ați înțeles dumneavoastră. La clădirile nerezidențiale am spus 10% și eu. La terenuri am spus așa, există cota adițională de 7%. Dar când comparăm suma care ni se propune pe 2022 de 10.038, o comparăm cu suma pe 2021 cu 9.141,27 și când calculăm procentul, este o creștere de 9,81% față de 2021. Așa. Eu știu că e 7% și toate celelalte sunt 7%. Eu aici aș dori să fac un amendament, dacă putem lua o decizie să plafonăm cota adițională la 5%, având în vedere că populația de la 1 ianuarie 2022 se prevăd așa, doar niște probabilități, că li se mai vor da venituri, sau știu eu, cu salariile nu se spune nimic, să plafonăm această cota adițională la 5%, să zicem, pentru 2022. Eu, sincer, știu că s-a scumpit energia electrică, s-au scumpit gazele și valabil și pentru autoritatea locală. Știu că nu putem face proiecte dacă nu sunt bani la buget, însă e posibil să mărim impozitele și taxele și să ne trezim la sfârșitul anului 2022 cu un grad de încasare mic. Și atunci n-am făcut nimic.
Dacă îmi dați voie să termin până la sfârșit, să fac niște amendamente și... Deci la punctul 6 am zis eu din anexa 4, la taxa de parcare curentă persoane juridice, aș vrea să facem o adăugare aici și să spunem pentru autovehicule matriculate de persoane juridice. Ca să nu fie dublă impunere. Dar nu e, eu singură dată am scris la n-are cum să fie. Mașina scrisă pe fire. Pe fire. Știu. Dar se pot face confuzie. La ceea ce privește termenele de plată. Avem aici potrivit legii 207/2015, articolul 266 alinea 5, alinea 6 și alinea 7, privind codul fiscal. Codul de procedură fiscală republicat, creanțele fiscale restante aflate în sol la 31 decembrie anului mai mici de 40 de lei se anulează. Eu aș propune aici să anulăm creanțele mai mari de mai mici de 40 de lei, dar să adăugăm cele mai vechi de 3 ani. Da, ok, vreau să răspund fix pe acest subiect. Și o să-i dăm cuvântul și domnului primar că așteaptă capul mult timp. Da, vă rog. Dar trebuie să închidă domnul... Aha, da, ok, ok. Mai am propus un leu, domnul consilier. Un leu am propus. Dacă ați reținut. Noi am propus plafonul de un leu. Deci... Pentru că sunt persoane care au, de exemplu, de plătit 0,70 de bani. Și am zis, puneam un leu ca să fie rolul pe zero. Un leu am propus. Dacă ați reținut. Ok. Ok, domnul primar, vă rog. Da, n-aș vrea să fac un răspuns acum domnului consilier, ci doar să menționez încă o dată că o comunitate nu se poate dezvolta dacă nu are și fonduri. Suntem conștienți cu toții că în ultima vreme s-au scumpit toate serviciile, toate utilitățile. Vorbeam zilele trecute de contractul de furnizare gaze de la stadion. Într-un prim calcul, de 6 ori s-au scumpit gazele la momentul acesta, iar fundamentarea bugetului pe anul 2022 stă și în aceste taxe și impozite locale pe care le-am luat în calcul, plus am luat în calcul programul de guvernare actual, care știm cu toții că va prinde contur, nu e o poveste pe care o spune azi în Parlament și poi mâine o să fie alta, cu salariul minim pe economie, ceea ce aduce un plus și o creștere și cetățenilor din România, inclusiv cetățenilor din municipiul Moinești. Așadar, să știți că deja lucrăm la bugetul pe anul viitor, chiar dacă nu s-a promovat la nicio discuție la nivel național, dar întotdeauna am știut și am prognozat ce ni se oferă și baza este pe ce avem, nu pe ce așteptăm de la alții. Și de aia am propus acest proiect de hotărâre și vă cer tuturor să susțineți, pentru că este destul de fundamentat, așa cum ați văzut și din expunerea colegilor mei, și cred că nu este o majorare atât de mare. Ați sesizat bine acea diferență de 9 și ceva, pentru că indexarea a fost procentul de 7 de 10% și acolo unde nu a fost nevoie de indexare, a mers pe acest procent de până în 10%, rezultând 9 și ceva. Așadar, știu că e greu pentru cetățean, mai ales în aceste momente, dar e greu pentru tot, și noi, bugetul local, și noi pentru a fundamenta un buget pentru anul viitor, pentru a presta servicii populației. Știți cât costă utilitățile, știți cât costă iluminatul public, cât costă intervențiile, iarna pentru dezăpezire, știți cu toții cât costă intervențiile de vară, curățenie, cosit. Acestea, deja avem solicitare pe tarifele de la salubrizare, solicitare care este în dezbatere la noi pentru ca în luna decembrie să indexăm și acele servicii pe care le prestează prestatorul de servicii pe salubritate. Ieri am fost la Bacău și îmi spunea directorul de la ADIS că deja are o solicitare de la Rompreș și de la Soma la ADIS pentru majorarea prețurilor, așadar nu suntem singurii care majorăm și cred că toți sunt forțați de împrejurări să facă acest lucru. De aceea am venit cu acest proiect în fața dumneavoastră și vă rog să-l susțineți, pentru că este, așa cum spuneam, fundamentat și
susținut și de colegii mei care fac parte din Direcția Economică. Ok. Da, domnul comandant, vă rog să ne spuneți de amendamente dacă le mai susțineți, da, sau dacă mai vreți să completați ceva, dacă nu, să putem și trece și la vot, să supunem ambele variante, cu amendament și fără. Deci amendamentul îl mențin pe cel cu plafonarea la 5% al cotei adiționale. Și aș mai avea un amendament, spune aici, se vor majora impozitul pe clădiri și impozitul pe teren cu până la 500%. Pentru clădirile și terenurile neîngrijite, spate în intravenant, conform HCL 161 din 16-12-2016. Există un regulament în acest sens la nivelul UATN? Este aprobat. Așa. Atunci eu aș propune ca atunci când se ia o asemenea hotărâre să fie constituită o comisie din specialiști și din membri ai Consiliului Local. Este. Da? Ca atunci să ia decizia în Consiliul Local, pentru că o să întâlnim diferite cazuri în care bătrâni decedați nu au copii, plecați, adică unde trebuie, dar trebuie analizat fiecare caz în parte. Dacă există așa cu comisie, regulament, atunci îmi retrag acest amendament. Vă mulțumesc. Da, vă mulțumesc. Dacă mai sunt alte discuții, dacă nu, o să avem două variante de vot. Varianta în, exact cum a fost în forma inițiată de acestui proiect și cu amendamentul domnului consilier Margea. Haideți să propunem, să votăm întâi forma inițială a acestui proiect. Vă rog să votați forma inițială. Da, avem 3 abțineri și 15 voturi pentru forma inițială a acestui proiect. Da, a fost acceptat în formă inițială acest proiect. Mai este nevoie să mai supunem la vot și cu amendamentele. Da? Haideți să supunem la vot și proiectul cu amendamentele domnului consilier. Avem 11 voturi împotrivă, 2 abțineri, 5 pentru. A fost refuzat această variantă, acest amendament în nouă trecut. Da, putem trece la proiectul cu numărul 7, proiect de hotărâre pentru modificarea hotărârii Consiliului Local al Municipiului Moinești, numărul 49 din 24-2021, privind aprobarea cuantumului și a numărului de burse acordate elevilor din învățământul preuniversitar de stat în anul 2021. Raport Comisia Economică. Aviz favorabil cu 6 voturi pentru. Raport Comisia de Urbanism. Aviz favorabil cu 7 voturi pentru. Raport Comisia Juridică. Aviz favorabil cu 5 voturi pentru. Da? Dacă sunt întrebări sau discuții, vă rog să, în timp ce citesc rapoartele, să puneți aici pe buton intervenție, dacă aveți, ca să putem să fim foarte rapizi. Deci, dacă nu sunt întrebări și discuții, putem trece la vot. Puteți vota. Cu 18 voturi pentru, proiectul a fost adoptat. Trecem la punctul 8. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea hotărârii Consiliului Local al Municipiului Moinești, numărul 78 din 24-4-2018, pentru aprobarea proiectului și a cheltuielilor legate de proiectul reabilitare termică imobile Colegiul Tehnic Grigore Cobălcescu. Vă rog raport Comisia Economică. Aviz favorabil cu 6 voturi pentru. Vă rog raport Comisia de Urbanism. Aviz favorabil cu 7 voturi pentru. Raport Comisia Juridică. Aviz favorabil cu 4 voturi pentru și abțineri. Dacă sunt întrebări, discuții, dacă nu sunt, putem trece la vot. Puteți vota. Avem 17 voturi pentru și o abținere. Putem trece la proiectul cu numărul 9, proiect de hotărâre pentru modificarea hotărârii Consiliului Local al Municipiului Moinești, numărul 55 din 27-3-2018, privind aprobarea documentației tehnico-economice, extinderea rețelei de piste de biciclete și reamenajarea trotuarelor de pe strada Mihai Eminescu, George Coșbuc și strada Capitan Zăgănescu,
din municipiul Mănești a indicatorilor tehnico-economici. Rog raport Comisia Economică. Aviz favorabil cu 6 voturi pentru. Raport Comisia de Urbanism. Aviz favorabil cu 7 voturi pentru. Raport Comisia Juridică. Aviz favorabil cu 5 voturi pentru. Discuții, întrebări pe marginea acestui subiect. Dacă nu sunt, putem demara procedura de vot. Vă rog să votați. Cu 18 voturi pentru, proiectul a fost aprobat. Punctul numărul 11. Proiect de hotărâre pentru modificarea hotărârii Consiliului Local al Municipiului Mâinești numărul 163 din 13-10-2021 privind aprobarea... Din 13-10-2021. Punctul 10. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea hotărârii Consiliului Local al Municipiului Mâinești numărul 61 din 12-3-2019 pentru aprobarea proiectului și a cheltuielilor legate de proiectul extindere rețea de piste și de biciclete și reamenajarea trotuarelor de pe strada Mihai Eminescu, George Corbu și strada Căpitan Zigănescu din municipiul Mâinești. Raport Comisia Economică. Aviz favorabil cu 6 voturi pentru. Raport Comisia de Urbanism. Aviz favorabil cu 7 voturi pentru. Raport Comisia Juridică. Aviz favorabil cu 5 voturi pentru. Dacă sunt întrebări, discuții pe marginea acestui subiect, dacă nu sunt, putem demara procedura de vot. Cu 18 voturi pentru, proiectul a fost aprobat. Proiectul 11. Proiect de hotărâre pentru modificarea hotărârii Consiliului Local al Municipiului Mâinești numărul 173 din 13-10-2021 privind aprobarea organigramei și a statului de funcție al Spitalului Municipal de Urgență Mâinești, județul Bacău. Raport Comisia Economică. Aviz favorabil cu 6 voturi pentru. Raport Comisia de Urbanism. Comisia de aviz favorabil cu 7 voturi pentru. Raport Comisia Juridică. Aviz favorabil cu 5 voturi pentru. Dacă sunt întrebări sau discuții pe marginea acestui subiect, dacă nu sunt, putem demara procedura de vot. Cu 18 voturi pentru, proiectul a fost aprobat. Proiectul numărul 12. Proiect de hotărâre privind prelungirea prin act adițional până la data de 31.12.2021 a contractului de concesiune numărul 20816 din PER 2 din 7.10.2011 încheiat cu domnul Darii Constantin din municipiul Mâinești, strada Tudor Vladimirescu, bloc 6, apartament 2, județul Bacău. Raport Comisia Economică. Aviz favorabil cu 6 voturi pentru. Raport Comisia de Urbanism. Aviz favorabil cu 7 voturi pentru. Raport Comisia Juridică. Aviz favorabil cu 4 voturi pentru și un vot împotrivă. Dacă sunt întrebări, discuții pe marginea acestui subiect, dacă nu sunt, haideți să supunem la vot. Puteți vota. Cu 16 voturi pentru o abținere și un vot împotrivă, proiectul a fost adoptat. Proiectul numărul 13. Proiect de hotărâre privind aprobarea declarării unui bun imobil de teren de uz și de interes local și atestarea apartenenței acestuia la domeniul public al municipiului Mâinești, județul Bacău. Raport Comisia Economică. Aviz favorabil cu 6 voturi pentru. Raport Comisia de Urbanism. Aviz favorabil cu 7 voturi pentru. Raport Comisia Juridică. Aviz favorabil cu 5 voturi pentru. Întrebări, discuții pe marginea acestui subiect? Dacă nu sunt, putem demara procedura de vot. Vă rog să votați. Cu 18 voturi pentru, proiectul a fost adoptat. Trecem la punctul numărul 14. Proiect de hotărâre privind stabilirea mandatului reprezentantului legal al Unității Administrative Teritoriale Municipiul Mâinești pentru ședința adunării generale a acționarilor a SECE Compania Regională de Apă SA din data de 6-12-2021. Raport Comisia Economică. Aviz favorabil cu 6 voturi pentru. Raport Comisia de Urbanism. Aviz favorabil cu 7 voturi pentru. Raport Comisia Juridică. Aviz favorabil cu 5 voturi pentru. Dacă sunt întrebări sau discuții pe marginea acestui subiect, dacă nu sunt, putem demara procedura de vot. Thank you.
Cu 18 voturi pentru, proiectul a fost aprobat. Trecem la punctul 15. Proiect de hotărâre privind stabilirea ordinii de prioritate în soluționarea cererilor de locuințe sociale destinate închirierii, aflate în domeniul public al municipiului Moinești, județul Bacău. Rog raport Comisia Economică. Aviz favorabil cu 6 voturi pentru. Comisia de Urbanism. Aviz favorabil cu 7 voturi pentru. Raport Comisia Juridică. Aviz favorabil cu 5 voturi pentru. Dacă sunt întrebări sau discuții pe marginea acestui subiect, dacă nu sunt, putem demara procedura de vot. Vă rog să votați. Cu 18 voturi pentru, proiectul a fost aprobat. Trecem la punctul 16. Proiect de hotărâre privind stabilirea ordinii de prioritate în soluționarea cererilor de locuințe destinate închirierii aflate în domeniul privat al municipiului Moinești, județul Bacău. Rog raport Comisia Economică. Aviz favorabil cu 6 voturi pentru. Comisia de Urbanism. Aviz favorabil cu 7 voturi pentru. Comisia Juridică. Aviz favorabil cu 5 voturi pentru. Dacă sunt întrebări sau discuții pe marginea acestui subiect. Dacă nu sunt, propun să demarăm procedura de vot. Vă rog să votați. Cu 18 voturi pentru, proiectul a fost aprobat. Punctul numărul 17. Proiect de hotărâre privind repartizarea unei locuințe construite prin Agenția Națională pentru Locuințe, situată în municipiul Moinești, județul Bacău. Raport Comisia Economică. Aviz favorabil cu 6 voturi pentru. Comisia de Urbanism. Aviz favorabil cu maxim de voturi 7. Comisia Juridică. Aviz favorabil cu 5 voturi pentru. Dacă sunt întrebări sau discuții pe marginea acestui subiect, dacă nu sunt, haideți să demarăm procedura de vot. Cu 18 voturi pentru, proiectul a fost aprobat. Punctul numărul 18. Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al municipiului Moinești, a locuinței situate în strada Ieremia Grigorescu, bloc de 2, apartament 18, județul Bacău. Raport Comisia Economică. Aviz favorabil cu 6 voturi pentru. Raport Comisia de Urbanism. Aviz favorabil cu 7 voturi, 7 voturi pentru. Raport Comisia Juridică. Aviz favorabil cu 4 voturi pentru și un vot împotrivă. Dacă sunt întrebări sau discuții pe marginea acestui subiect, domnul consilier Marcariu, mă rog. Mulțumesc, doamne președinte. Stimați colegi, conform legii 114/1996, legea locuinței, unde la capitolul 5 este reglementată expres locuința socială, iar articolul 39 ne spune că locuințele sociale aparțin exclusiv domeniului public. Deci noi nu putem trece o locuință socială din domeniul public în domeniul privat OAT. Am mers mai departe și am verificat în ordonanța a Guvernului numărul 57/2019 privind codul administrativ și la punctul 6, la fel, locuințele sociale aparțin domeniului public. Nu putem trece o locuință socială din domeniul public în domeniul privat decât doar dacă încălcăm legea. Eu aș avea o întrebare. Câte locuințe sociale sunt în evidența OAT? Da, vă rog să închideți microfon ca să vi se poată răspunde. Da, s-a pregătit. Bună ziua! Vă mulțumesc pentru ocazia care mi s-a oferit de a da câteva explicații. Într-adevăr, locuința este în domeniul public. Ea inițial a fost în domeniul privat, însă acum câțiva ani am fost nevoiți să o trecem în domeniul public pentru a o repartiza unor persoane vulnerabile la două cazuri sociale. Pe ordinea de zi avem un material, așa cum ați văzut, de schimbarea destinației unei locuințe în locuință de serviciu. Fiind, așa cum este amintit în articolul 2 în legea locuinței, locuința socială este acea locuință care se atribuie cu chirie subvenționată. Noi, odată ce vrem să oferim această locuință ca locuință de serviciu unui polițist local, nu putem să o oferim ca fiind o locuință socială și de aceea trebuie să o trecem în domeniul privat, așa cum a fost înainte de a fi trecut în domeniul public și repartizat acelor cazuri sociale.
De asemenea, conform articolului 42 din legea locuinței, atunci când se calculează chiria pentru o locuință socială, chiria este subvenționată. Iar ea se calculează în funcție de venitul mediu net pe economie. Venitul unui polițist local este mai mare decât venitul mediu net pe economie. Și de aceea am considerat că este necesar să transferăm, să trecem această locuință din domeniul public și de a nu mai fi locuință socială în domeniul privat, pentru a-i schimba destinația în locuință de serviciu. Da, vă mulțumesc. Dacă ați încheiat, vă rog să închideți și microfonul. Domnul Margine, vă rog. Eu înțeleg că motivul pentru care se intenționează. Eu am precizat foarte clar că legea ne interzice să trecem din domeniul public în domeniul privat. Că locuința socială trebuie să aparțină exclusiv domeniului public. Iar articolul 43 din legea locuinței ne spune clar că aceste locuințe se repartizează de către consiliile locale pe baza criteriilor stabilite și așa mai departe, de către acestea și pot beneficia. Sunt o categorie de persoane care pot beneficia de locuințe sociale. În același timp, nu numai că nu putem să trecem o locuință socială din domeniul public în domeniul privat, nu putem nici să schimbăm destinația unei locuințe sociale, pentru că ele au un regim special. Și acum vă mai spun ceva, că poate par așa imposibil. Uitați, am aici, am căutat pe jurisprudență și am aici jurisprudență în România în care Curtea de Apel București anulează hotărâri de consiliu local privind trecerea unor locuințe sociale din domeniul public în domeniul privat. Jurisprudență, Curtea de Apel București. Deci, eu mi-am spus punctul de vedere în ceea ce privește legea. Și m-ar interesa câte locuințe sociale sunt neocupate la data de astăzi și câte cereri sunt pentru a beneficia de locuințe sociale la nivelul municipiului Măiești. Da, să vă rog să închideți microfonul. Mulțumesc. Locuințe sociale libere nu aveam decât pe aceasta. Și normal că nu putem să facem o locuință de serviciu, o locuință socială din domeniul public, să o facem locuință cu chirii. Da. Vă mulțumesc. De aceea o transformăm din domeniul public în domeniul privat. Câte cereri aveți pentru locuințe sociale? Ați aprobat puțin mai devreme o listă de priorități și acolo în material am amintit câte solicitări aveam, câte au fost punctate și fiecare situație în parte, în procesul verbal este menționat, pe fiecare categorie, atât la locuințe sociale, cât și la locuințe cu chirie. Da, ok, mulțumim. Deci sunt mult mai multe cereri pentru locuințe sociale decât disponibile. Eu zic că este bine să găsim o altă soluție, să oferim o locuință polițistului local, este normal, de la ANR sau de la altă parte, decât să încălcăm legea cu locuința socială. Asta este opinia. Da, vă mulțumesc frumos. Eu propun să trecem la vot, acum că am auzit discuții, dacă nu mai sunt și alte discuții. Putem demara procedura de vot, vă rog. Avem două abținere, un vot împotrivă și 15 voturi pentru. Proiectul a fost adoptat exact așa cum a fost inițiat. Trecem la punctul 19, proiect de hotărâre privind stabilirea destinației de locuință de serviciu a unui apartament din imobilul situat în strada Ieremia Grigorescu, bloc de 2, apartament 18, municipiul Moinești. Raport Comisiei Economice. Aviz favorabil cu 6 voturi pentru. Raport Comisia de Urbanism. Aviz favorabil cu 7 voturi pentru. Raport Comisia Juridică. Aviz favorabil cu 4 voturi pentru și un vot împotrivă. Dacă sunt discuții, întrebări pe marginea acestui subiect. Dacă nu, propun să demarăm procedura de vot.
Vă rog să votați. Cu 16 voturi pentru, o abținere și un vot împotrivă, proiectul a fost adoptat. Trecem la punctul 20, proiect de hotărâre privind darea în administrare Direcției de Asistență Socială Moinești a unei locuințe sociale situată în municipiul Moinești, strada Căpitan Zăgănescu, numărul 14, județul Bacău. Raport Comisiei Economice. Aviz favorabil cu 6 voturi pentru. Raport Comisia de Urbanism. Aviz favorabil cu 7 voturi pentru. Raport Comisia Juridică. Aviz favorabil cu 4 voturi pentru și un vot împotrivă. Dacă sunt discuții, întrebări, dacă nu sunt propun să demarăm procedura de vot. Da, cu 70 voturi pentru și un vot împotrivă, proiectul a fost adoptat. Trecem la punctul 21. Proiect de hotărâre privind atribuirea în folosință gratuită în favoarea SC Delgaz Grid SA, unui teren aparținând domeniului public al municipiului Moinești, județul Bacău, raport Comisiei Economice. Aviz favorabil cu 5 voturi pentru, domnul consilier Dedean participă la vot. Raport Comisia de Urbanism. Aviz favorabil cu maxim de voturi 7. Raport Comisia Juridică. Aviz favorabil cu 5 voturi pentru. Vă rog să demarăm și procedura de vot cu domnul Dârlea, care nu participă la votare. Să se consemneze acest lucru. Se poate demara procedura de vot. Vă rog să votați. Cu 17 voturi pentru și o neparticipare la vot, proiectul a fost adoptat. Trecem la punctul 22. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de urbanism, plan urbanistic zonal, construire centru comercial, parcări, recors stradal, amenajarea accesului drumului de circulație incintă, împrejmuire, pilon publicitar, panou publicitar, incintă și fațade, branșamente, utilități, amplasare, post-traf, amenajare provizorie, organizare de șantier, strada atelierilor, numărul 144, municipiul Moinești. Raport Comisia Economică. Aviz favorabil cu 6 voturi pentru. Raport Comisia de Urbanism. Aviz favorabil cu 7 voturi pentru. Raport Comisia Juridică. Aviz favorabil cu 4 voturi pentru și abținere. Dacă sunt discuții, întrebări pe marginea acestui subiect, dacă nu sunt, propun să demarăm procedura de vot. Cu 17 voturi pentru și o abținere, proiectul a fost adoptat. Trecem la punctul 23. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului de stemă al municipiului Moinești, județul Bacău. Raport Comisia Economică. Aviz favorabil cu 6 voturi pentru. Raport Comisia de Urbanism. Aviz favorabil în unanimitate, 7 voturi pentru. Raport Comisia Juridică. Aviz favorabil cu 5 voturi pentru. Dacă sunt întrebări sau discuții pe marginea acestui subiect, dacă nu sunt, propun să demarăm procedura de vot. Cu 18 voturi pentru, proiectul a fost adoptat. Trecem la punctul 24. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local al Municipiului Moinești în comisiile de concurs și a celor de soluționare a contestațiilor la concurs examen pentru ocuparea funcției de director medical, director financiar contabil și director de îngrijit din cadrul Spitalului Municipal de Urgență Moinești, județul Bacău, cu cele două propuneri făcute de membrii grupului PNL. Rog raport Comisia Economică. Aviz favorabil cu 6 voturi pentru propunerile făcute de grupul PNL. Raport Comisia de Urbanism. Aviz favorabil cu 7 voturi pentru. Raport Comisia Juridică. Aviz favorabil cu 5 voturi pentru. Doar la acest punct va fi vot secret conform procedurii vechi. Cu da sau nu? Cu da sau nu. Da.
rugăm Comisia Cerebrală pentru a centraliza rotunele. Proces verbal al Comisiei de numărare a voturilor și stabilirea rezultatului votului secret pentru desemnarea reprezentanților Consiliului Local al Municipiului Boinești în comisiile de concurs și a celor de soluționare a contestațiilor la concursul pentru ocuparea funcției de director medical, director financiar contabil și director de medicină din cadrul Spitalului Municipal de Urgență Boinești. Comisia de numărare a voturilor și stabilirea rezultatului votului secret, formată din Breahnă Neculai, președinte, Budacu Cristina, secretar, Margină Gelu, Pascalin Emine Alexandru și Catana Codrin Ionuț, membri, a procedat la numărarea voturilor. Din numărul total de 18 buletine de vot, sunt 18 valabile exprimate, 0 nule. În urma voturilor, numărării voturilor, avem următoarele rezultate. 1. Preahnă Neculae a obținut 17 pentru 1 împotrivă. Gheorghe Cornel 17 pentru 1 împotrivă. Pulcar Ionel 17 pentru 1 împotrivă. Catrin Isorie 17 pentru 1 împotrivă. Drept urmare, au fost desemnați următorii reprezentanți ai Consiliului Local în comisiile de concurs și al celor de soluționare a contestațiilor la concursul pentru ocuparea funcțiilor de director medical, director financiar contabil și director de îngrijiri din cadrul Spitalului Municipal de Urgență Voinești. Comisia de concurs Breahnă Neculae Gheorghe Corneliu, Comisia de soluționare a contestațiilor Pulcar Ionel Acatrin Sorin. Semnează comisia. Da, vă mulțumesc. O să vreau să supunem și proiectul la vot. Vă rog să votați. Închideți. Cu 18 voturi pentru proiectul a fost adoptat. Proiectul numărul 25 a fost retras de pe ordinea de zi. Între timp, rog cei care la punctul diverse au de făcut discuții să se înscrie la vot. Între timp, domnul primar s-a înscris și o să-i dau cuvântul. Da. Iată că după aproximativ 2 ore am parcurs această ședință cu nou sistem. Cred eu că nu este atât de greu. Aș vrea să mulțumesc domnilor de la firma care au implementat acest proiect și cred eu că este binevenit. Și cred eu că suntem unici în județ care avem acum un astfel de sistem. Ne pot confirma cei de la televiziune care participă la ședințele Consiliului Local. Zic eu că e un plus, se vorbește de digitalizare, se vorbește de sisteme electronice, iată că astăzi Consiliul Local Moinești își desfășoară activitatea într-o sală, zic eu, la standardele secolului 21 și cu un birou și o masă de ședință adecvată, sistem de a-și exprima fiecare votul și intervențiile. De asemenea, aș vrea să mulțumesc și colegilor mei care au avut intervenții astăzi în Consiliul Local. Zic eu că sunt profesioniști și răspunsurile au fost pe măsură. De asemenea, aș vrea să vă adresez o invitație, pentru că ne apropiem de Ziua Națională și miercuri la ora 15.45 vor demara festivitățile dedicate Zilei Naționale. Ați primit fiecare câte un program și l-aș și expune aici. La ora 16 vor începe manifestările cu prezentarea, intonarea imnului de stat,
serviciul religios, discursurile primarului și a celorlalți invitați, depuneri de coroane, scurt moment artistic al copiilor de la Palatul Copiilor, dar și cuvântul de mulțumire în final, dar la și o retragere cu torțe. Avem aprobare, avem confirmare de la garnizoana Bacău, domnul general Baravoi a confirmat. Evenimentul se va desfășura cu prezența muzicii militare de la garnizoana Bacău, plus două butoane, unul de la unitatea mobilă de jandar și unul de la ISU, care vor lua acele torțe și vor defila pe un traseu de la primărie, prin fața liceului, clubul Ira și pe strada Tudor Vladimirescu, de la sensul giratoriu până la ceasul de la Romanța. Adresez această invitație tuturor, dumneavoastră, tuturor consilierilor, cât și colegilor mei din aparatul de lucru. Îi rog la rândul lor să adreseze această invitație subalternilor dumnealor, pentru că așa putem da dovadă că suntem o echipă la primărie și nu suntem indiferenți de ceea ce trebuie să trăim cu toții Ziua Națională a României. Un alt punct la diverse, aș ruga-o pe doamna Armeanu, șeful biroului de proiecte, care vrea să vă adreseze și dumneavoastră invitație. Știți cu toții, se lucrează la strategia de dezvoltare a municipiului Moinești. Pentru aceasta trebuie să parcurgem câteva etape, dar doamna Armeanu vă va explica exact despre ce este vorba. Vă rog să porniți microfonul. Să porniți microfonul. Nu, microfonul. În dreapta. Perfect. Ah, ok, perfect. Mulțumesc, domnule consilier. Mai tare. Da, așa cum a spus domnul primar, ne aflăm în etapa de elaborare a strategiei integrate de dezvoltare urbană a municipiului Moinești pentru perioada 2021-2030. Ne aflăm în etapa, din punct de vedere procedural și metodologic, a etapa de consultare a actorilor relevanți din toate domeniile economice, sociale, economico-sociale și culturale ale comunității. În acest sens, am organizat în zilele de joi 2 decembrie și vineri 3 decembrie, deci după această mini-vacanță, 1 decembrie, am organizat grupuri consultative, 4 grupuri consultative, în care am grupat domeniile de intervenții. Respectiv, infrastructura tehnico-edilitară, joi de la ora 9, capacitatea administrativă și servicii publice, joi de la ora 11, economie locală, model de afaceri, mediul de afaceri și turism, vineri 3 decembrie de la ora 9 și educație, sănătate, cultură, un alt grup, al patrulea grup, consultativ de la ora 11. Dacă vor fi invitați, așa cum am spus, actori relevanți din aceste sfere ale vieții sociale, economice și culturale moineștene, deosebit de importantă și mai mult decât relevantă este opinia și inputul pe care îl pot oferi domnii și doamna consilier local ai municipiului Moinești. De aceea vă adresez o invitație și am să rog colegii Bogdan, Viorel, poate mă ajută să facem această distribuție de invitații la grupul Capacitate Administrativă și Servicii Publice de joi, 2 decembrie, ora 11, vă voi transmite și pe e-mail o mini-agendă, o descriere a ceea ce presupune. E o consultare, e un fel de brainstorming pe care îl facem, o colectare a nevoilor pe acele domenii și o încercare de definire. E câte o invitație pentru fiecare, da, pentru fiecare consilier. Deși invitația se adresează consilierilor pentru participarea la grupul Capacitatea Administrativă, totuși aș ruga consilierii locali, domnii și doamna consilier local, care pot și doresc să participe la grupul Economie Locală, să o facă, pentru că dau seama că foarte mulți dintre dumneavoastră au ca și activitate suplimentară activități economice și din această sferă. Vă mulțumesc foarte mult și voi transmite pe e-mail aceasta. Cum se face participarea? Participarea este trecută, se face, am fi încântat și important ar fi să fie fizică, dar există posibilitatea de a fi prezenți și online, chiar aici în sală.
aici în țară. Se va desfășura în sala de festivități datorită faptului că dorim să asigurăm acele condiții de... Dar inclusiv în sala respectivă va fi posibilă accesarea online a acelui link care este deja trecut în invitație. Sala de festivități? Da, sala de festivități a primăriei. Oricum, pentru toate celelalte detalii, pentru ce am mai putea discuta până pe data de 3 decembrie și 2 decembrie, mă aștept și telefoane și întrebări și tot ce ar mai fi nevoie. Și vă mulțumesc foarte mult. Da, mulțumim și noi, doamne Iarneanu. Văd că nu s-a mai înscris nimeni la cuvânt aici, cel puțin nu mi-apare. Felicitări că ați reușit și sper să ne obișnuim cu sistemul ăsta foarte organizat și ăsta e un lucru foarte bun. Declar ședința închisă.